Una dintre cele mai importante realizări ale industriei auto este McLaren F1. Producția s-a desfășurat între 1992 și 1998 pe porțile fabricii ieșind 106 unități. Fiecare dintre cele 106 unități au izolația termică realizată din aur, mai exact 16 grame au fost folosite la fiecare mașină pentru a proteja cabina de căldura imensă degajată de motor. Atinge 372 de km pe oră cu limitator și fără limitator 390 de km. Trebuie să ținem cont că asta se întâmpla cu aproape două decenii înaintea tuturor mașinilor prezentate în acest top, fapt pentru care poate ar fi meritat să fie chiar locul 1 și nu 10, dar din fericire avem mașini mai avansate. A fost și prima mașină de serie al cărui preț a atins $1,000,000. A fost prima super mașină de origine americană și a intrat în producție în 2005. Motorul de pe Salen este un V8 de 7000 de centimetri cub, cifră care sperie majoritatea europenilor, dar care este la ordinea zilei pe continentul american, cu un motor de 2000 diesel. Supermașina produce 750 de cai putere, capabil să o ducă până la 399 de km pe oră. Un aspect interesant al acestei mașini o reprezintă aerodinamica. La 257 de km pe oră, mașina se dublează în greutate, datorită forței de apăsare generate de spoiler și gurile de aerisire. Desenat de un fost inginer, Bristol are sub capotă un motor de wiper supraalimentat care produce 1012 cai putere. Din păcate, mașina despre care micuțul producător britanic afirmă că poate atinge 430 de km pe oră a fost fabricată doar până în 2011. Accelerarea ei reușește 100 de km pe oră în doar 4 secunde. Poate cel mai greu nume de pronunțat din industria auto vine din Suedia. Modelul CCX a fost lansat la Geneva în 2006 și produs până în 2010 în 49 de exemplare. Un motor V8 de 4,7 litri alimentează bestia suedeză care produce 806 cai. Viteza maximă atinsă este de 405 km pe oră, iar șasiul a fost realizat din fibră optică de carbon, ranforsată cu Kevlar din care se fac vestele antiglonți. Dispune de 1360 de cai putere și cântărește 1361 de kilograme. Mașina poate atinge 451 de km pe oră și sprintează de la 0 la 100 de km în 2,8 secunde. Această superbă mașină costă $654,400 și are un motor de V8 Twin Turbo care poate fi considerat unul dintre cele mai puternice din lume. Are 1200 de cai putere și efectiv zboară pe șosea. Viteza maximă este de 413 km pe oră și prinde 100 de km în doar 2,7 secunde. Este poate cea mai înspăimântătoare mașină capabilă de o viteză de 413 km pe oră, în timp ce nu dispune de niciun fel de asistență electronică. Mașina vine la pachet cu un V8 de 6,2 litri care produce 787 de cai putere. Are un motor de 6,2 litri V8 Twin Turbo de 1244 de cai putere. Acest motor se găsește și în Chevrolet Corvette ZR1. O astfel de bijuterie costă $1,000,000 și poate prinde o viteză maximă de 418 km pe oră. Demarajul este fantastic. În doar 12,8 secunde poți ajunge la 321 de km pe oră cu o viteză maximă de 435,31 de km pe oră. Recordul a fost înregistrat pe pista de aterizare de la Centrul Spațial Kennedy deținut de NASA în 2010. Inovativ, care îmbină motoarele electrice din dotare cu propulsorul cu ardere internă și elimină necesitatea unei cutii de viteze. Cele patru motoare din dotare oferă un total de 1500 de cai putere. Producătorul suedez anunță un timp de accelerare de la 0 la 100 de km în doar 2,8 secunde și o repriză între 150-250 de km pe oră de 3,2 secunde. Accelerarea de la 0 la 400 de km pe oră este realizată în doar 20 de secunde, viteza respectivă fiind și viteza maximă constructivă a vehiculului. Dispune de 1500 de cai putere, accelerează de la 0 la 100 de km pe oră în 2,5 secunde și poate depăși 420 de km pe oră, demn de o navă extraterestră. Noul Bugatti, dotat cu un motor de 8 litri, cu 16 cilindri și 4 turbine. Pe Bugatti există 10 radiatoare de răcire a apei, iar caroseria este una de tip monococă și este construită din fibră de carbon. Prețul și el este unul pe măsură, 2,4 milioane de euro.
Cea mai puternică mașină omologată pentru mersul pe stradă la ora actuală, cu 2109 cai putere și accelerația de la 0 la 100 de km pe oră se face în mai puțin de 3 secunde, iar viteza maximă ajunge la 324 de km pe oră, este Aras. Monstrul este animat de un V8 de 913 cai putere și de 4 motoare electrice de 300 de cai fiecare. Pentru a garanta rigiditatea necesară unui asemenea pachet de resurse, Aras AF10 folosește un șasiu compus din 13 piese din fibră de carbon combinate cu aluminiu. Costul unei mașini se ridică la peste 1,4 milioane de euro. Pe locul întâi avem mașina care a făcut pentru industria auto ce a făcut Concordeul pentru cea de aeronave. Mașina produsă în Franța sub umbrela Volkswagen este prima mașină din lume care a venit cu peste 1000 de cai putere din fabrică, mai exact 1001. Este poate și singura mașină capabilă să spere americanii la capitolul capacităților cilindrice, având un motor de 16,4 litri, adică două motoare de V8 sudate, care are nevoie de 10 radiatoare pentru a se răci. Frânele mașini ajung la temperatura de 1800 de grade Celsius. Cauciucurile sunt făcute special pentru această mașină și doar pentru această mașină, iar înlocuirea lor este un proces care implică transportul înapoi la fabrică și costă 70.000 de dolari. Viteza maximă atinsă în încercarea de stabilire a recordului mondial este de 434,29 km pe oră, stabilit în 2010. Mașina este capabilă să oprească complet la această viteză în doar 10 secunde. Căldura produsă de motor, când este în regim maxim de folosire, dacă se poate așa ceva, este suficientă pentru a încălzi 10 case a câte 4 membri pe timp de iarnă. În total, 300 de unități au fost produse, dintre care 4 se află în România. Ultima cifră cu care vă las este costul casco anual în România pentru un Bugatti Veyron, este undeva la 200.000 de euro. Aici se încheie topul nostru, dragilor. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să dați un share ca să ajungă și la alții. Abonează-te dacă încă nu ești abonat. Eu am fost Ivan Popovici, prezentatorul topului, iar noi ne revedem în episodul următor. Pa!